Ați fost convocați pentru ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi prin dispoziția primarului numărul 213 din 20 iulie. Sunt prezenți fizic 11 consilieri locali, participă online doamna consilier botezată Alina și doamna consilier subditu Suzana. Lipsește domnul consilier Ceangă, Alexandru Tarcizu. Deci ședința se poate desfășura în condiții normale. Supun la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Dacă sunt discuții pe marginea procesului verbal, vă rog să... Cine este pentru? Deci pentru procesul verbal. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Mulțumesc, unanimitate. Rog pe domnul președinte să preia conducerea. Avem la ordine de zi 8 puncte pe proiectul ordine de zi. Se retrage punctul 4 și punctul 8, deci în unitate. Și avem 4 suplimentare pe care vrem prezentate. La punctul numărul 1, proiectul hotărâre actualizarea listei proiectelor prioritare aferente strategiilor integrate de dezvoltare urbană durabil la orașul Solin Moldova. Inițiator vice-președinte primar orașului. La punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale de formalizarea obiectivului investițional, amenajarea centrului istoric, reabilitarea infrastructurii betonale, stradale și rutiere, construirea de patinoar multifuncțional, parcare verență, amenajarea peisajistică în zona centrală a stațiunii Solin Moldova. Inițiator vice-președinte primar orașului. Punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale de finalizare obiectivului investițional extinderea infrastructurii turistice și de agrement prin construirea unui complex sportiv de agrement, amenajarea lacului de agrement și a infrastructurii pietonale, stradale, rutiere și parcare și piste de bicicletă aferente, inclusiv modernizarea și digitalizarea unităților aferente. Inițiator economic, Vasiu Gheorghe, primarul orașului. Punctul 4 se retrage. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale de finalizare obiectivului investițional, realizarea unui sistem digital ecologic integrat de monitorizare și eficientizare activității de depozitare selectivă a deșeurilor, insule ecologice digitalizate, centre de aport voluntar, etc. la nivelul orașului Solin Moldova. Inițiator economic participativ și primarul orașului. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale de finalizare obiectivului investițional, dezvoltarea de sisteme proprii de producere de energie din surse regenerabile pentru creșterea gradului de acoperire necesară consumului propriu de energie al clădirilor administrației publice locale și a iluminatului public în orașul Solin Moldova. Inițiator, Vasiu Gheorghe, primarul orașului. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a caietului de sas în activității de gestionare a câinilor fără stăpâni și aprobarea studiului de oportunitate privind gestionarea câinilor fără stăpâni la nivelul OAT orașului Moldova. Inițiator, domnul Vasiu Gheorghe, primarul orașului. Punctul numărul 8 se retrage. La suplimentare. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între unitatea administrativ teritorială orașului Moldova și Asociația Română de Balneologie pentru organizarea Congresului Național de Medicină Fizică, de Recuperare și Balneologie. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind ducerea la îndeplinirea măsurilor dispuse de Camera de Conturi Bacău, în urma acțiunii audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară la Unitatea Administrativ Teritorială orașului Moldova. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind însușirea de către Consiliul Local al orașului Solin Moldova, raportul de informare și consultare publicului pentru actualizarea planului urbanistic general al orașului Solin Moldova. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea programului manifestărilor culturale artistice din anul 2022. Supun spre aprobarea noastră ordinea de zi cu cele 6 puncte și suplimentarele de 4 puncte. Cine este de acord? Puteți, da? Da, da, da. Se abține, mulțumesc. Trecem la punctul numărul 1. Da, 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 da. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei proiectelor prioritare aferente strategiilor integrației de dezvoltare urbană durabilă a orașului Solin Moldova. Vă rog să luați cuvântul la punctul numărul 1. Domnul președinte, dacă îmi permiteți să vă mulțumesc tuturor pentru prezența la ședința de astăzi, atât în format fizic cât și în format online. Am discutat în comisie, voi spune doar că avem în față, la punctul numărul 1, o listă de 162 de proiecte pe care
care noi l-am propus, pentru că programul operațional regional care va finanța aceste proiecte impune o prioritizare al lor, o logică de dezvoltare care înseamnă și un punctaj pe care noi îl obținem în funcție de ce prioritizăm noi a face. Am propus această listă de proiecte și le-am discutat. Sper că sunteți în asentimentul propus nostru, al celor care au propus. Și, de asemenea, vreau să vă spun că suntem de 3 zile beneficiarii unei sume de 32 de milioane de RON pe care o să o cheltuim pentru îmbunătățirea sistemului de distribuire al apei din Sălnic Mocova. Și încercăm să ne încadrăm în această sumă. Noi am avut cu tot cu stația de filtrare, drenul și stația de depozitare și celelalte aveam 76 de milioane de RON solicitați. Oricum, este cea mai mare sumă pe care am fi putut-o primi și sunt bucuros că putem trece concret la treabă și să facem foarte repede reabilitările necesare pentru că apa de Sălnic Mocova să fie și de calitate, dar mai ales să ajungă acolo unde trebuie și, bineînțeles, toate celelalte probleme nerezolvate din 2007-2008, când s-a construit acest sistem de distribuire a apei. Amintesc că acest sistem a fost făcut din credit, creditul de 6 milioane de RON, din care mai mult de jumătate s-a cheltuit pentru apă, pentru care noi încă 4 ani de acum încolo vom plăti acel credit. Corect. Față de, da, rate și dobânzi și comisioane și așa mai departe. Asta e situația. Față de situația actuală în care am primit bani pe Angel Salini și eu sunt bucuros că lucrurile vor evolua. Vă mulțumesc doar atât, am văzut. Dacă sunt discuții vizavi de acest proiect, dacă nu sunt discuții, sunt spus pe aprobarea noastră, nu știu la urmă, cine este pe aprobă? Se abține cineva, este cineva pentru trecem la punctul numărul 2. Poate să și spună. Spune doamna secretară că poți să și spui. Spui da sau nu. Da. Sau te abții. Da? Ca ok. Să ca să fie mai... Ok. Deci la punctul numărul 2 avem prelucrări în aprobarea notei conceptuale pentru realizarea obiectivului destinat, amenajarea și construcții, reabilitarea infrastructurii betonale, stradare și studiere, construcția de patrimoniu funcțional, parcare perentă și amenajarea de exercițiu în zona și până la stăciune și zona. Vă rog să te descrieți la discuții cu chestii. Dacă nu, supus spre aprobarea noastră, în urmă, doi al ordinii de zi, cine este pentru? Este cineva în zăcut să atâne în tema? Spune-mi. Punctul 3. Proiectul de aprobare note conceptuale pentru realizarea obiectivului investițional, extinderea infrastructurii turistice și de agrement, construirea unui complex sportiv și de agrement, amenajarea lacului de agrement și a infrastructurii pietonale, stradale, rutiere și parcare și piste de bicicletă aferente, inclusiv modernizarea și digitalizarea unităților aferente. Vă rog să vă scrieți la dacă nu sunt obiecții sau supun spre aprobarea dumneavoastră punctul numărul 3 la ordine de zi. Cine este pentru? Eu sunt 13. Se abține cineva? Este ceva să vă mulțumesc. La 4. A fost suspendat 4. 4 a fost suspendat. 5. Proiect hotărâre prin aprobarea notei conceptuale pentru realizarea obiectivului investițional, realizarea unui sistem digital ecologic integrat de monitorizare și eficientizare activității de depozitare selectivă a deșeurilor, insule ecologice digitalizate, centre de aport voluntar, etc. la nivelul orașului Sălnic Mocova. Dacă sunt discuții la dacă nu sunt, supun spre aprobarea noastră, sunt 5 al ordinii de zi. Cine este pentru?
Este cineva? Trebuie să abține cineva? Mulțumesc. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea noii de conceptual pentru rețeaua proiectului gestionat de dezvoltare de sisteme proprii de producție de energie din surse regenerabile, prin creșterea gradului de acoperire a necesarului consum propriu de energie al locuitorilor, administrației publice locale și a eliminat locuitorii în orașul din Moldova. Vă rog să înscrieți la ușor. Da, trebuie să mă rog. Dacă nu sunt probleme, supun spre aprobarea dumneavoastră, pentru că numai 6 probleme. Cine este pe aici? Se abține și vă este cineva în contrivă. Mulțumesc. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a proiectului de sarcină a activității de gestionare a câinilor fără stăpân și aprobarea structurii de funcționare privind gestionarea câinilor fără stăpân în deluate, orașul din Moldova. Dacă sunt discuții, vă rog să vă scrieți. Dacă nu sunt, spun spre aprobarea noastră, punctul numărul 7 la dimineață. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva? Punctul numărul 8 la dimineață. Trecem la suplimentare. Proiect de hotărâre prin aprobarea acordului de parteneriat între Unitatea Administrativă Teritorială a Orașului din Moldova și Asociația Română de Balneologie și Organizarea Congresului Național de Medicină Fizică, Teritorială și Balneologie. Cine vrea să înscrie acum, dacă sunt plecări și dacă nu sunt spus pe aprobarea dumneavoastră, primul la urmă vrea suplimentar. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de Camera de Conturi Bacău în urma acțiunii audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară la Unitatea Administrativă Teritorială orașului Moldova. Este vorba de controlul conturilor financiar pe la propriile de conturi bacău. Dacă sunt discuții, dacă nu sunt discuții pe aprobarea dumneavoastră, se poate mai tare. Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Da. Da. Zici, eu să mă vezi pe care? Proiect de hotărâre la punctul numărul 3, privind însușire de către Consiliul Local al orașului Stănii Moldova, a raportului informării și consultării publicului pentru actualizarea planului urbanistic general al orașului Stănii Moldova. Da. Nu influențați vot. Dacă nu sunt discuții, sunt fost spre aprobarea dumneavoastră, punctul numărul 3. Cine este pentru? Cine se abține? Punctul 3 ce este? La suplimentare. Planul urbanistic. Pe 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da. Împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc, de clar, ședința închisă.